victorie. Este unul dintre puținele meciuri în care nu primim gol. Probabil că și miza acestui joc și trecerea asta, știind că trecem pe primul loc, a fost altfel strategia acestui joc. Mă bucur că am câștigat și sper pe viitor să o ținem tot așa. Jocul din teren a arătat miza pentru primul loc, poate și din prisma faptului că vă mai întâlniți cu ca Oradea și în play-off de 3 ori. Nu știu, ați văzut, ei au venit cu lecția învățată foarte bine, nu au ieșit deloc, au stat la așa zisa ciupeală sau la un meci egal. Vedeți că probabil și-au făcut alte calcule, noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm, ne-au lipsit și jucători importanți din echipă, dar una peste alta, jocul pe ansamblu mă mulțumește și mult mai mult mă mulțumește rezultatul. Cât de important este să terminați pe prima poziție sezonul regulat? Nu, este foarte important. Este important să acumulăm puncte mai multe decât ocupanta locului 3. Cu cât suntem la o distanță apreciabilă de ocupanta locului 3, suntem mult mai aproape de aceste baraje. Cum vezi meciul cu CFR 2 Cluj, ținând cont de faptul că deja sunteți calificați? Fiecare meci îl tratăm la fel, indiferent că suntem calificați în play-off sau nu. Noi tratăm jocul la victorie, mergem să câștigăm, să ne menținem în prima poziție și să acumulăm puncte. Asta e cel mai important. Deci nu chiar așa de mult este că suntem pe primul loc. E foarte important să acumulăm puncte în continuare, mai multe decât ocupanta locului 3. Asta este obiectivul meu până la final. Jucătorii aduși în această iarnă s-au ridicat și care au fost astăzi în teren, s-au ridicat astăzi cerințelor tale? În mare parte, da. Avem acest nucleu tânăr, dar jucătorii noi s-au adaptat foarte bine. Sunt jucători de calitate. Îmi pare rău că am avut probleme de sănătate cu Patrick Arăcit și Mondragon este lovit la genunchi din primul meci. Situația lui Stănescu o știți. Iar cei doi, Ricky și Gondiu, eu zic că ne ajută foarte mult. Sunt jucători de calitate. Își fac treaba cum știu ei mai bine și vă spun că o să crească de la meci la meci, atât Gondiu, care este junior, cât și Ricky, care se vede și cred că v-ați văzut și dumneavoastră, care are calitate la deposedare extraordinară, calitatea pasei. Din punct de vedere fizic, considerați că echipa e în standard? Am văzut câțiva băieți care au avut probleme musculare. Da, mă bucur că ascultă și domnii de la teren aici în spatele dumneavoastră, dar noi ne-am antrenat toată săptămâna pe terenul 2. Ești nebun? Acum vorbesc. Deci antrenamentele de pe terenul 2 nu sunt calitativ, se încarcă picioarele și nu avem condiții de antrenament. Asta este realitatea, protejăm terenul cât se poate. Ați văzut și astăzi terenul arătat în condiții bune, dar dacă am avea bază de antrenament ar fi și mai bun. Ca să protejăm terenul, ne adaptăm și facem pe terenuri cu pământ, terenuri tari, n-a plouat, acum știm și noi că n-a plouat de ceva timp, sunt uscate terenurile și automat se încarcă piciorul. Gamba, coapsa, se încarcă. Niciodată n-am avut probleme de fizice, la orice echipă am antrenat și nu o să am nici acum. O să o adaptez această situație cu cei doi jucători care au crampe musculare, Sergiu și David. O voi rezolva sigur săptămâna aceasta și eu vă garantez că nu o să mai vedeți la niciun meci crampe musculare, dar voi schimba ceva, aia e sigur, locul de antrenament. Mulțumim!